Copiii adoptați din România de străini în anii 90 își caută rudele pe rețele de socializare. Este și cazul câtorva tineri ale căror familii sunt din Prahova. The Never Forgotten Romanian Children este o pagină pe una dintre rețelele de socializare unde se găsesc sute de povești ale unor copii înviați din orfelinate românești de familii din Sua, Canada sau Australia. Printre cei care vor să-și cunoască mama biologică se numără și Mihaela Gotea, o tânără din Ploiești. Iată ce mesaj a lăsat aceasta. Numele meu a fost Gota Mihaela. M-am născut în Ploiești, județul Prahova. Îmi caut mama biologică și restul familiei. Când am fost adoptată, numele mamei mele era Gota Lenuța. Acum ea probabil are în jur de 45 de ani. Îmi doresc tare mult să o găsesc și să primesc răspunsurile pe care mi le doresc de mult timp. Am fost adoptată din București la vârsta de 11 luni. Cred că familia mea biologică încă locuiește în Ploiești. Distribuiți, vă rog, și ajutați-mă să-mi găsesc familia. O altă tânără adoptată de familie din Marea Britanie susține că părinții ei naturali sunt din Sinaia. Ana a postat următorul mesaj. Astăzi este ziua mea, am fost născută în 1990 în Sinaia, județul Prahova, România. La vârsta de șase luni am fost adoptată de cea mai iubitoare și grijulie familie din Marea Britanie. Numele meu românesc era Ana Bardaș. Sunt în căutarea părinților biologici și a celor zece rude pe care le am. Numele mamei la momentul adopției era Ioana Bardaș. Am atașat o poză de-a mele și unele rude. Câteva dintre numele lor sunt Florentina, Mihaela și Ioana Bardaș. Informația nu este certă. Până acum, cu ajutorul comunității de pe Facebook, am contactat autoritățile locale din Sinaia. Au fost foarte amabili și mi-au furnizat următoarele informații. Familia mea era cunoscută, dar s-a mutat în Poiana Țapului, Bușteni, județul Prahova, în urmă cu mulți ani, deci căutarea continuă. Vă rog, distribuiți și ajutați-mă să-mi găsesc familia. Vă mulțumesc! cei care pot oferi informații despre familiile de prahoveni căutate de copii adoptați imediat după revoluție din România pot accesa pagina The Never Forgotten Romanian Children